Salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Să-i dăm drumul! Așa, eu sunt astăzi aici ca să vă prezint contul pe care am promis că îl voi da la 900 de subscriberi, abonați. Da, este un cont de Need for Speed World. Cred că am precizat asta, sper. Mă rog. Este un cont de level 60. Hopa, dă-te din calea mea. Este un cont de level 60. Se numește Need for Speed World Reward. Nu știam ce nume să-i pun, așa că m-am gândit la numele ăsta cel mai simplu. Da, bun. Aveți multe power-up-uri aici, din câte puteți observa. Aveți și multe achievement-uri pe care puteți să le luați. Știu că o să vă facă o mare plăcere. Da, multe chestii plăcuțe, performanțe, da, uite, da, skill-uri, așa. Trebuie să vă mai arăt mașinile de pe acest cont. Nu sunt foarte multe mașini, dar sunt niște mașini bune. Da, cu această mașină am început să joc. Nissan 200 SX S14. Da, numai performanțe race, ceva aftermarket-ul și da. Mașina care am început să joc. Desenul a fost făcut cu un program, nu m-am chinuit să fac desene decât pe această mașină. Chinuit. Am încercat să fac și un desen așa să dea cât mai bine, dar nu știu dacă mi-a reușit, mă rog. Aici iarăși avem performanțe race, ceva aftermarket-uri, nu-tu skill-uri, puteți să vă faceți mașina de ce doriți dumneavoastră. Eu vă sugerez să o faceți pentru Pursuit și Team Escape-uri, pentru că este o mașină grea și puteți dărma ușor mașinile de poliție. Puteți să le dați din drum, dărma, doamne, bă. Așa, și aici avem o bijuterie, desenul este făcut tot cu acel program. Programul se numește Vinyl Artist. Dacă vreți puteți da un search pe Google, îl găsiți imediat, este un program free, nu este niciun hack, doar puteți să faceți desenele cu el, atât. Da, am ceva skill-uri aici, am făcut-o pentru curse mașina asta, chiar pentru cursele la S, acum depinde unde vreți dumneavoastră să o folosiți, nu mă interesează. Bun, să-i dau o tură cu mașina asta, să vedeți cum merge, merge foarte bine. Skillurile de asemenea sunt, skillurile, doamne, power-up-urile, sunt destule, opa, așa, zic eu. Bun, ce mai trebuie să vă arăt? Și ceva skilluri de hostea și două, uitați. Skilluri, așa mai departe, finish customization, performance shop, performanțe de 100 și de 2, nu cred că trebuie să vi le mai arăt. Bun, acum să facem noi ce v-am promis, să dăm o tură cu această mașină magnifică, da. Da, ce mai trebuie să vă arăt este că pe acest cont aveți 500 de speed boost, puteți să-l folosiți la ce vreți voi, l-am păstrat special, că știu că e o plăcere să cheltui speed boost-ul pe chestii de-astea. Bun, da, să vă arăt ce accelerație bună are mașina, bine, cel puțin pentru mine are o accelerație demențială, mai ales dacă îi băga și un nitro power acolo. Perfect. Da, pentru alte, pentru nelămuriri sau întrebări, puteți să îmi trimiteți un PM. Uitați, mă găsiți aici, doar dați pe omuleții ăștia și apar imediat aici. Asta este lista dumneavoastră cu prieteni, dacă nu știți, bla. Puteți să îmi trimiteți un PM prin Whisper. Doar dați click dreapta și îl aveți aici, Whisper, mi-apare aici în chat și scrieți. Bun. Nu contează. Deci, aici puteți să... Bine, puteți să-mi trimiteți PM doar atunci când sunt online, pentru că mesajele nu se salvează. Da, puțin cam enervantă chestia asta, dar mă rog.
Asta a fost pentru astăzi, mulțumesc că m-ați urmărit. Ce era să uit? Dar bine că l-am uitat. Este să răspundeți la o întrebare. Corect, bineînțeles. Ce ați sesizat ciudat în acest videoclip? Sau sesizați? Depinde. Așa. Ce sesizați ciudat în acest videoclip? Și cine răspunde corect va fi pus... cei care vor răspunde corect vor fi puși într-o listă din care am să extrag un singur câștigător, pentru că e un singur cont, am să extrag un singur câștigător prin intermediul site-ului random.org, parcă se numește, cred că e bun, nu l-am folosit până acum, dar trebuia să o fac, da, deci după cum am promis la 900 de subscriberi, mă țin de promisiune acum, bun, vă urez succes, răspundeți cum trebuie la întrebare. Și cam asta a fost pentru astăzi. V-am pupat. Ciao.